Ne băgăm la reacție la Bass House, episodul numărul 8. Abonatul de astăzi este Roșu Ștefan, abonează-te și tu dacă vrei să apari în următorul videoclip. Și let's go, hai să începem. Nu este Adrian. Ce a făcut? Ce a făcut? Pus cam pe drept cu mine. Pare rău, n-am cu pare rău, chiar. A, e, ies eu misogin din toată chestia asta. Dar ce e asta? Nu sunt, dar așa a ieșit. Ca un misogin, ca un om care are invidiu. Vrea doar de mine, prietenii mei. Bă, fetițul, okay. Tine e bine că acum ce zice copiii? Ia uite, ăia e V-Line, te votează pe tine și tu ești victorioasă. Eu am realizat o chestie despre mine, eu nu sunt o persoană amuzantă, eu nu știu să... Nu cred, mă. A, n-aș fi zis. Ce a zis? Că nu e o persoană... Ce a zis Cezara că nu e o persoană amuzantă? Nu știu să... Nu cred, mă. A, n-aș fi zis. Eu am realizat o chestie despre mine, eu nu sunt o persoană amuzantă, eu nu știu. Ok, bun, da, de asta există Adrian elicopter de luptă acolo și cu Costi pentru amuzament, nu? Nu cred, mă. A, n-aș fi zis. Mișto intro ce a făcut și el la ăsta, sincer, foarte mișto cum l-au făcut. În urma duelului din ultimul episod, duel în care în premieră au plecat acasă două concurente deodată, Iorga și Maia, spiritele sunt mai încinse ca oricând. Și dacă tot vorbim crec de spirite, că sunt, că astăzi s-au cam spart, i-am dus pe concurenții noștri în pădurea Foia Baciu. Dragi concurenți, bun venit la ziua numărul 5. Fiți atenți, ziceți-mi acum, deci vreau să se consemneze că vlogul ăsta o să fie pe YouTube, da? Vreau să se consemneze care din ăștia câștigă Bass House. Și uitați-vă puțin ce au mai rămas din alianțe, da? Deci au rămas din alianțe ei patru de pe spate și cu Erica, și cu Erica, da, și cu Erica aici de față și mai e Scarlett cu Cezara, care au câștigat toate probele. Nu știu cum naiba au reușit să câștige toate probele, mi se pare insane, gen. Din Bass House. Ne aflăm în pădurea Hoia Baciu, cunoscută ca și Triunghiul Bermudelor din România. Este departe cea mai înspăimântătoare pădure din țara noastră. A devenit cunoscută în... Red a zis că face specialul de 500.000 acolo. A ajuns, l-a făcut sau nu? Începând cu anii 60, atunci când au început să fie raportate foarte multe fenomene paranormale și apariții stranii. Prima reacție când am ajuns în pădure, am început să plâng. Nu știu, eu eram foarte excited pentru că mie îmi plac lucrurile mai dark, așa. Spune care acest nume. Mai dark. De la un cioban pe nume Hoia, care a dispărut în pădurea asta și ale cărui rămășițe n-au fost găsite niciodată. Nu se știe cum a murit. Găsiți-l, căutați-l pe ăla. Sunt foarte crincios, Dumnezeu. Se aude Adrian ciudat, nu? Are Adrian ecou sau ceva, nu? Ideea este că aceste lucruri nu pot fi demonstrate, însă ceea ce e demonstrabil e că pădurea asta are un câmp magnetic mult mai... Bă, măcar nu mai e Shelly Marlboro roșu scurt, măcar atât, nu mai poartă geaca aia. Tehnic decât orice este în jurul ei. Și asta face anumite dispoziții. Bă, dar ce să stea Shelly în picioare? Bă, voi vedeți... A, voi nu vedeți de asta aici, stați un pic. Ia vedeți, bă, stați-vă puțin ce are Shelly în picioare. Bă, cum, ticăloșii aia, ce am zis ieri, bă, ăștia-s muiși, gen, efectiv, ăștia-s muiși. Hai să continuăm. Pozitive electronice să nu funcționeze cum trebuie, busorele nu arată direcția corespunzătoare, sunt decalibrate în toată zona asta și poate să ducă și la stări de spirit ciudate, poate să ducă la senzații de rău fizice. Bă, mie mi-a venit rău, mi-a venit să vomit. Când erați cu camerele pe acolo, mi-a venit să vomit, dar am spus, o dau ăștia pe post și vede copiii că vomit, le vine să vomită. Chiar că mă făcea țărat, oricum toți mă face. Adrian elicopter de luptă, victima. Înainte de a vă spune care este proba, câteva chestii și acum vorbesc foarte, foarte serios. Tot traseul va fi în sus, pe deal. În momentul în care nu mai vedeți această lumină, înseamnă că ați mers prea departe. Proba este una extrem de simplă, dacă nu aveți frică de necunoscut și de întuneric. În această pădure au fost plantate niște păpuși. Unele din acele păpuși... Lasă-o, dracu! Bravo! Unele direct din acele păpuși seamănă cu voi, însă nu toate. Sunt mult mai multe păpuși decât sunteți voi concurenți. Voi trebuie să identificați în perimetru pe care o să vi-l indic păpușa care seamănă cu voi. După păr, după îmbrăcăminte și în momentul în care credeți că aveți păpușa corectă, trebuie să veniți cu ea aici, la mine. Păpușa noastră, adică? Da, păpușa voastră. E o păpușă care ar trebui să te facă să-ți dai seama, bă, asta sunt eu sau nu. Dacă este păpușa corectă, ați terminat proba. Dacă nu, sunteți obligați să vă întoarceți, să lăsați păpușa la poarele unui copac și să continuați să vă căutați păpușa voastră. Gen hata ca să-i pună să-i zăpăcească pe ăștia, da? Să-i zăpăcească rău de tot. Lanternele pe care voi le aveți o să vă ajute foarte, foarte mult. Trebuie să le folosiți, pentru că altfel vorbim de beznă totală. Toată lumea este pregătită, sunteți gata? Țineți cont de faptul că dacă nu reușiți să faceți bine la proba asta, ajungeți la duel, care nu vă spun unde se întâmplă. Acestea tot aici se întâmplă, duelul tot aici se întâmplă sau se întâmplă o nebunie, îi bagă pe ăștia în tarniță, îi zăpăcește un pic 100%, nu? Sunteți gata? Da, da. 3, ce 2, bine era să aibă și reclamă la Barbie. Dar asta e chill. Ticane, eu pe jos, pe sus. Sau invers, cum vrei? Mă uit eu pe sus. Alianțele astea. Bă, ce fule. Da, am plecat cu Tico, acum Scarlet. Bă, sincer, eu cred că nebuneam, vă jur, eu cred că nebuneam acolo, eu chiar cred că nebuneam. Asta e competitiv, așa, și când auzi, facem o echipă. Da, Ticule, hai. Eu îi zic, tu te uiți pe sus, eu mă uit pe jos. Bine, frate. Așa am plecat.
Băi, nu pe aici, nu pe aici, că îmi stric bunătate de cost. Uite-o pe, uite-o pe pușa. Oh my god, oh my god. Aoleu. Drăgea, vezi că am găsit două acolo. Ha? Am găsit două acolo, du-te și iau și nu mă vota. Bine. Unde ești? E ceva pe acolo? Nu știu cine e înalt blond, dar nu e. Dar nu seamănă, cine dracu sunt doi băieți blonzi? Cred că o să iau păpușa asta și o să rămân cu ea. Are părul scurt totuși, deși eu nu mă îmbrac așa. Am intrat pe cine picale. Mamă, cum e muzica, mamă, cum e muzica! Ia nebunit, David! E prank, nu? Am spus că am pe drept cu mine. E prank, da? Ce bag la boxe, ești prost? Da, mă, dați boxele lui Shaw. Bă, era sperea ticuțul, da? Bă, ticule, ticule, dar uite, noi mergem greșit, ticule. Trebuie să mergem în stânga, ticule. Vezi că te-am văzut, Vere. E terorizat, oricum. L-am văzut aici, bă, băiatul ăsta, da? Oi fi eu ăsta, mă? Că s-a așa mai bine făcut? Davide! Davide! Are o chelbaște, da, să respecta asta? Nu, nu am o chelbaște. Cumva la început vorbisem cu toții că, bă, stăm împreună, adică... Haide. Să nu cumva să vă pierdeți. Să menținem un grup compact. Lumea n-a făcut chestia asta și asta dă dovadă doar de cum sunt ei ca oameni și nu mai îmi bat capul. Dar nu e, adică, dar voi nu sunteți conștienți că v-ați făcut alianțe acolo, normal că nu o să stea niciunul cu niciunul, garantat, nu o să stați niciodată unul cu altul, pentru că nu vreți, adică, n-are sens. Mai găsit bani, de ce îi găsesc numai pe băieți? Uite, am mai găsit... Stați un pic, să văd eu ceva. Așa, de ce n-ai bani la 4K? Dar nu găsesc fete. Uite, mai este una aici. Ia. Yeah. Văd o păpușă. Bă, cea, voi cum ați fi reacționat dacă erați în pădurea Hoia, baci un întuneric cu ăla în zgomotele alea, că n-ați văzut că și el îi punea zgomote pe fundal? Nu știu ce să zic, chiar nu știu dacă mă cam pe mine sau nu, sincer. Chiar nu știu. Și eu tot blond am găsit, frate. Ca idee. Vă vedeau blonde. Bă, așa m-aș îmbrăca eu, gen. Bă, eu am găsit una. Nu sunt nebun. Așa s-ar fi îmbrăcat ea, nu? Și tot concursul a fost îmbrăcat în colanți. Așa s-ar fi îmbrăcat. Idee. Ok. Bă, așa m-aș îmbrăca eu, gen. Bă, eu am găsit una. Așa arăt eu, dar nu-s blond. Așa arăt eu. Cezara mai devreme era complet îmbrăcată. Nu ești blondă, iubita, cum dracu să fii tu? A zis că trebuie să semene cu noi real, nu așa c***at. Mama, măsi. Să țin o pasta momentan, da? Nu vrei să te duci cu ea și după aia ți-o dau pasta, te duci cu asta? A? Da, nu știu, cu care zici tu? Ia. Sunt ia eu. Adică am blondă. Asta nu ești tu, du-te și depune. Aia. Fii aia încă mă duc, bă. Și revin. Dar chiar sunt curios, vezi că cred că a scris și el undeva pe ele. Ia asta, păpușa mea. Cred că totuși ar trebui să încerc să mă duc să văd. Eu? Oho, deci David și-a găsit-o din prima. Deci David a scăpat. David a scăpat lejer. Ia să vedem, Scarlett. M-am găsit instant. Nu am crezut că sunt eu, având în vedere că s-a zis uitați-vă după haine. Dar se pare că eu, chiar eu eram ăla. A scăpat bine. Și Scarlett, bun. Deci primii doi avem aici deja, primii doi. Ok, deci primii doi, David Magicianu și Scarlett. Ok. Deci înseamnă cumva că intră Adrian Elicopter de luptă la duel? Scarlett la început a zis să facem echipă. Am plecat în căutare în echipă împreună, i-am 20 de secunde maxim și a găsit păpușa și asta a fost echipa mea. Doamne, câte de-astea blonde. Păi, ce vrei, frate? Doar fi strâns ăștia păpușile din pădure? Am găsit, dar nu seamănă nimeni cu nimeni. Bă, mi-a zis Bruham la un podcast. Când ai frică de fantome, trebuie să cânti o mania. Hai okay. Că nu e așa rău. N-am mai fost Cezara prin păduri, singură de nebună. Mamă, și fără operator, băgăm mijul picioare. M-am dus, Dumnezeule. La un moment dat m-am trezit, eram singură, nu era niciun operator după mine, doar eu, nu mai auzeam pe nimeni și în momentul ăla știu că am strigat-o pe Erica. Erica! Da? Unde ești? M-am pierdut, iubita, unde ești? Departe de tine! Vino după vocea mea, la 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 la. M-am pierdut. Bă, dar mi se pare mie un pic sau Erica e un pic perversă în acest bass house? Poate sunt eu nebun. Ai găsit, mă, vreo brunețică? Nu, am găsit numai băieți blonzi. Mai bine mă duceam eu la muncă. Ulu, ce urât îți face aia. Hai, frate, ăsta e fiul mâncat așa, așa mă vede lumea pe mine? Vrei să zici? După, dacă nu sunt eu, încerci tu, da? Hai, hai, cu amândoi cu astea. Și vedem care-i care. Uite, mai e unul, mai e unul. Ăsta cred că-s eu, că... Are părul în coadă. Cine-o fi ăsta? Hai să mergem cu astea două. Adică se duce el cu păpușa pe care a găsit-o. Dacă nu mi-o acceptă, o las la copac, o iei tu și te duci. Și eu invers, adică făceam acești chip, făceam schimb de păpuși, aveam doi două șanse. S-au certat, Costi cu Elicopter. Adrian Elicopter? Sunt eu? Hai să vedem. Adrian Elicopter, nu ești tu. Ok. Și el ce-a făcut? Deci nu e. Păpușa aia, nu a fost bună. Fii atent, bă, ți-l lasă aici, Adi. Am o șucămașă de asta, la banchetă, în a opta. Nu este costumat. La banchetă la 8 am avut-o, dar nu știți voi, băi! Eu mă duc cu păpușa care era a lui. Nu a fost bună. Vino, mă, vino! Vino că ți l-am lăsat.
El a lăsat-o pe aia la copac, eu m-am dus la copac. Am lăsat-o pe a lui, am luat-o pe cealaltă, m-am dus, nu a fost bună. Ăsta sunt, asta chiar am. O am și în bagaj. Bă, să moară copii. Ok. Bă, dacă am... Noi a treia. Ăsta e cam cel mai lame episod de până acum, cumva, din Bass House? Sau sunt eu nebun? Și nu știu ce dracu a făcut și pe aia a uitat-o acolo. Nu știu de ce a uitat-o pe aia acolo, nu s-a mai întors după ea. Bă, Drăcea! Da. Hai să stăm dracu împreună, că voi mergeți împreună și mă lăsați pe mine. Și noi ne căcăm pe noi de frică, aoleo! E un păianj pe ea, mi-e frică să mă uit. Ce ai găsit, Erica, aia ta? Cred că. Doar că e un păianj pe ea și mi-e frică să mă uit. N-are ok, nimic. Deci David și ba, cu da, Scarlett ba, da, are, până crede-mă. Acum. Hai mă, că n-are nimic. Hai că trebuie să-mi caut și eu. Ce dracu se aude? Aoleu. Nu e. Băi. A căzut, doamne. Nu mai faceți de astea, că nu e amuzant. Să mor eu de nu vin să te bat. Mai s-auzea și un fluierat, și un urlat, și o ială, și o... nu știu. Da, dar are un inir în ureche. Exact ca mine. Are inirul în ureche ca o artistă. Și acadele cum am eu tatuajul și cizme roz. Eu mă duc să o verific pe asta. Da, nu, asta probabil e a lui Erica. Ia să vedem. De ce asta probabil e a lui Erica, 100%. Să fie o șansă. Da, nu, poate. Se pare, da, Drăcea, așa cu cămășile alea pe care le poartă el. U, să-ți dau, bă, câte blonde, bă, m-a turbat. Și ăla cu mafie lame, da, și ăla cu mafie a fost un pic lame. Nu stai păpușă pe criteriile mele, ai înțeles? Nu-mi place asta, nu-mi place. Aoleu. Ia, mamă, ia vezi în spate. Hai, frate, cu păpușa. Ți-mi măsii de păpușa. Ce dracu s-a mișcat pe jos. Aoleu, șobolani. Eu chiar sunt curios cum aș fi reacționat eu. Chat, cum aș fi reacționat să fiți puși la ora aia în pădurea Hoia Baciu? Bă, nu știu, chiar nu știu cum aș fi reacționat, sincer. Le-am găsit unul, dar nu seamănă nici cu mine, nici cu tine, să mor. Tot David zici că e. Mă, să-l încerc să văd care mai eu. Uite, mă, mi-am adus aminte de mai eu ăsta, de știu că l-am și acasă, ăsta sunt. Ăsta sunt? Este Costi. Oho, bun, ok, deși Costi. Am găsit o păpușă cu o păpușă cu iniriul în mână. Vin aici. În ureche, deci eu cred că ar trebui să fie că eu sunt artistă. Nu este păpușa aici. Măi, nu dacă e, păpușa bun. Asta nu este a mea, atunci n-are cum să fie alta. Este imposibil, asemănarea este izbitoare la urma urmei. Mai ales când Șelin a asigurat. Voi când vă veți găsi păpușa, voi veți ști că ea este a voastră. Ăsta e Drăcea. Nu este păpușa, ăsta e Drăcea, da? Dar ăsta e Drăcea. Și... Drăcea, este păpușa lui Drăcea. Bun, ok, deci au scăpat mai Erica cu Adrian, nu? Am ajutat-o și eu i-am dezlipit păpușa cu care a pierdut, probabil. Ea m-a rugat să-i dau păpușa și da. Am dat-o și a zis, nu, că are un păianj în peș. Am făcut așa, n-are nimic și face, nu, că mai are ceva pe aș. Parcă nu voia să o ia, dar zis, ia-o, lasă-o. Ai găsit vreo păpușă, fată, să mor eu? Deci cine mai Erica cu Cezara și cu Adrian elicopterul? Nu înțeleg okay. Dacă, deci nu știu dacă se bazează pe culoarea părului, știi? Păi m-am dus cu una blondă și a zis că nu e ok. Dar tu băiat brunet? Nu. Dar unde ai găsit blondele alea? Acolo. Adrian, unde, acolo? Acum un pic încearcă acolo. Și el că nu-i mai iese. Nu aș nu găsesc, frate, am găsit mai blonzi. Nu mai blonzi. Eu greu, cred că greu, sincer, greu, 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 greu. Văd un Ken, mă gândesc că eu nu sunt un Ken. Taulu. Bă, da, voi ăștia din Cluj, voi mergeți la grătare acolo, nu? Adică se iese la grătare la Hoia Baciu, cred eu, și cred că seara este o distracție pe acolo. Chat, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și butonul de like. Ăla, tu cum arată, ia? Ăla erai tu, fiind iar scârbă de tine. Ce aia lui Costi Max, așa i-am spus și lui, ăla te vezi tu, a adus pe Ken, pe cea cu Costi Max. Nu seamănă deloc. Bă, n-are treabă, că nu-i părul pe meu. Pe cum le-a prins? Întrebare. Picule, e prea departe. Întrebare, acolo. Întrebare, întrebare, asta-s eu? Da, într-un film. Nu este ea nu Cezara. Este Cezara, ok. Am lăsat-o de m-am dus, m-am găsit o blondă. Eu sunt blonda. Ia uite, uite. Ia să vedem, asta-s eu? Doamne, asta-s eu? Nu e, nu e, nu e, nu e. Cezara este aceasta? Bă, ok, deci a scăpat Cezara, bombă. Așa urâtă, mă vedeți? Bombă, deci mai sunt două persoane. Ok, deci am scăpat de secțiunea asta. Am scăpat de secțiunea asta de aici. Deci de asta am zis bombă că deja o luăm razna la ora asta, să nu uităm pe aici. Nu este el, Adrian. Adrian, elicopterul s-a cam supărat. Ăsta-i fi? Asta e păpușa de elicopter? Da, asta e. Ce? Bine, așa mă vedeți pe mine? Deci așa arată? Sunt eu.
până acum ora cât. Deci ăla nu arăta așa niciodată. Bă, nu arăta niciodată așa. Deci a greșit. Am ajuns cu păpușa corectă înaintea lui Adrian și a lui Cezara și eu nu trebuia să intru la duel. Bun, Erica s-a dus, a arătat-o, acolo a pierdut câteva secunde, eu am fost penultimul. Poate dacă avea secundele alea, venea înaintea mea. Și la ea nu mai zic că la ea chiar se potriveau toate lucrurile pe care le-a spus, că cu tatuajul, că era porochie, cu nu știu ce, cu alea în urechi. Era clar că e ea, din perspectiva ei. Erica, ai fost ultima care a venit cu păpușa la bază, de fapt nu ai găsit o păpușă. Nu. Acestea fiind spuse, clasamentul acestei probe, deja îl cunoașteți. David a terminat primul. Ok. Erica a terminat pe ultimul loc. Acestea fiind spuse, este foarte frig. Mă bucur că este Stefan, mă bucur că... Nu pot să cred că ăștia de la producție au greșit. Păi și asta ce se întâmplă, gen? Mamă, tu îți dai seama să-i făcut asta lui Iorga? Vai! Crezut în vreun șanț. Noi chiar am crezut un șanț foarte mare și l-am semnalizat. Nu știu dacă l-ați văzut și voi, am semnalizat cu bandă. E mai bine. Mai bine că n-ați ajuns acolo. Vă invit. Dar și Shelly vorbește așa. Am ajuns și am prins un de la cu bandă și l-am pus. Să mergem la cazare, să aflăm ce se va întâmpla în continuare, cine intră la duel și în ce va consta duelul. Păi și cum se intră la duel? Tot câte doi acum, câte trei? Cum naiba se intră? Dragii mei concurenți, bine v-ați reîntors la cabana. Mamă, cât de urât e ăsta. Mamă, l-am mai văzut la cineva, dar mamă, cât de urât e. Este efectiv cel mai urât sweatshirt pe care l-am văzut vreodată în viața mea. Doamne. Noastră frumoasă, unde e căldură, unde nu sunt strigoi. Avem doar fantomele concurenților deja eliminați. Zi de zi sunteți din ce în ce mai puțini. Okay. Vreau să vă întreb cum v-ați simțit în pădure și dacă pădurea s-a ridicat. Bă, Shelly, putea să pune și voi DJ-urile. Uite, bă, asta nu știu, poate sunt eu nebun, dar putea să pună DJ-urile alea pe interior. Parcă se vede mai bine, gen, nu? Pe care presa resetează, că e bântuită, că sunt strigoi, că sunt extraterestri. Cum v-ați simțit? Foarte safe. Dacă face farmece, cred și eu că se simte safe. Tu te-ai simțit ca acasă cu dracii, a? Da. Am înțeles. Am văzut, dar levita la un moment dat. Uite, vedeți, Adrian, credincios, merge la biserică. Pe mine m-a luat cu răuri. Adrian e fier de supărat, mi se pare că e mor de supărat. Atunci când căutam, eram cu camera după mine și venea să vomit, am zis, mă țin să nu... Zi fără mișto, mai era mișto sau? Am jur, uite, știu, știu. Nu, nu, eu în timpul regulilor am început să plâng, așa, random. Nu m-a speriat nimic, dar m-am simțit eu așa, pus cam pe drept cu mine. M-am venit și m-am spălat direct, care eu nu sunt cu spălatul. Fuck, am venit. Are pe dracu în el, Adrian. Ziceam pe dracu pe mine. Erica, într-adevăr o păpușă pe care tu ai găsit-o care nu era a ta, avea pe haină un tatuaj care semăna cu un tatuaj de-al tău. Deci tu de când ai început? Am început proba frumos, ai prezentat-o, ai spus în felul următor, citez. Când veți găsi păpușa voastră, vă veți dea seama că e a voastră pentru că le-am făcut să semene cu voi. Moment în care am zis, măi, trebuie părul, ochii, măcar așa cât de cât, nu? Mă, așa cât de cât, nu trebuie să fie, nu trebuie să aibă la fel de multe gene ca mine. Are in-ear-uri în urechi, ca orice cântăresc care urcă pe o scenă. Și în afară de asta, care, na... E cam dat-o un pic lui Shelly, zic eu. Absolut crazy. Pe rochița ei este un model, vezi aceste acadele? Da. Este acest tatuaj. Identic cu aceleași umbre. Și are și ghetuțe roz. Moment în care m-am gândit, măi, dacă asta nu e păpușa mea... Are și femeia un punct de vedere. Dacă asta nu e păpușa mea, atunci nu există păpușa mea. N-are cum. Păi cineva putea să aibă păpușă cu in-ear-uri în urechi. Dar nu era păpușa mea, pentru că era ghișe al lui Cezara. Băieți, voi ce păi aveți? Are toate. De ce râdeți în primul rând? Erica are un punct de vedere. Da. Putem să venim toți cu aceeași poveste, că să moară Natasha dacă asta seamănă cu mine vreodată. Da, nu știu, mie nu mi se pare că niciuna din păpușile astea seamănă cu ei, nu știu, mi se pare vouă că păpușile astea seamănă cu ei, nu știu, mie nu-mi dă niciuna aproape. Poți să mă uile? Nu dă niciuna aproape. Eu am venit cu o singură păpușă la verificare, cea care seamănă cu mine, adică n-am făcut 17 ture cu, nu știu. Alții au făcut. Vezi, random, prin random s-au ajuns la un moment dat la păpușa lor, care nu seamănă cu ei, recunoaștem niciuna. Da. A, deci niciuna nu seamănă cu ei, atunci ce ați făcut, mă? Mă bucur. Ce ați făcut? Ce ați făcut? De ce ai așteptat să cauți doar o păpușă și nu tot ce ți-a venit pe mână ai dus? Eu tot ce mi-a venit pe mână, mai era și o fată de culoare pe care am zis, bă, duc și pe asta, că poate cine știe ce au văzut ăștia. Pentru că erau doar blonde, gen blond, galben. Mergem mai departe, domnul elicopter. Dumneavoastră ați fost printre ultimii care au terminat, mai exact ai terminat penultimul. Dar elicopterul fierbe, uitați-vă cum e așa. Elicopter fierbe, efectiv. Ai fost foarte, foarte nervos, ai aruncat cu păpușa, la un moment dat ți-am atras și atenția. De ce ai fost atât de nervos? Deci asta e prima păpușă pe care am pus eu mâna. Da. M-am întâlnit cu David, i-am zis, bă, ticule, du-o pe aia ta, dacă nu e aia ta, ăsta ești tu, că n-are cum. Ăsta nu seamănă cu mine, uite ce păr are și da, are... Mă, dar ești polițist. Chiar da. dintre toate păpușile ce s-a povestit până acum, aia chiar cât de cât poți să zici că aduce. Nu e adevărat, asta are insignia în buzunar. Proba, un pic am slăbuță,
Da, asta toate e. Toate rezultate. David are imunitate aici pe primul loc astăzi. Ok. Domnul Drecea, vi se pare că vi se potrivește cămașa aia? Bă, la Drecea e double, cămașa e ok, adică l-am mai văzut pe Drecea în cămăși de alea. Eu am crezut că e Costi inițial, dar văzusem că au terminat mult și am zis să mă duc eu cu ceva, la probă poate, poate. Și întâmplător a fost, da. Dar eu cu Costi oricum am avut azi puterile cu noi arată. Da, aveam nicio satană din pădurea ce să-mi facă, să-mi trăia acolo. Sunetele pe care ați auzit, nu? Nimic? Păi pe stânga dacă aveam ăsta ce să-mi facă. Cum zicea Becanie? Se roagă la hașiș, la marihuana, ce să facă? Eu am auzit slujbă când am căutat pe acolo. Asta este, de la Muntele Athos. Cine ți-a adus? Tatăl meu care face excursia anuală la Muntele Athos. Mi-a adus asta, frate, mi-a adus mai multe, dar pe asta o porbereu. Și n aveam ce să-mi facă niciun de ăla și mi-a ales că e pe stângă, eu sunt stângaci. Tu știi cum le căutam la fantomificații cu ea? Scarlet, ți-a fost frică de sunetele din pădure? Nu, n-am apucat să aud nimic, am trenat prea repede. Sunetele din pădure, a spus niște muzică la o boxer, mai fiți nebuni. A... Iartă-mi pe mine. Iartă-ne pe noi. Dar nu atât de repede cât să fii sigură că nu intra dureri în seara asta. David a fost cu un pas înaintea ta. Vezi, am mai vorbit și prost înainte, fix înainte. Eu am găsit-o foarte repede, gen foarte repede. Și zic, mă, hai să mai caut. Și eram cu tine. Și zic, hai să mai caut, poate găsești. Și zic, bă, nu mai găsești, am auzit pe tine. Că, bă, eu mă duc și mă întorc repede dacă nu ești. Și m-am dus și odată cu el dacă am zis că el se duce. Da, Scarlett a făcut echipă puternică cu mine. A zis să căutăm împreună și am 4 secunde și a găsit statuia și gata, echipa. Costi, da, consider că tu și cu elicopter v-ați sabotat astăzi? De ce să ne sabotăm? Că v-ați cu păpușile. Păi nu, mă, frate, nu, a fost o lipsă de atenție acolo, că noi aveam schema făcută. De unde? Dar slab episodul! Vezi cum îl pui cu jlițul la spate? Da, mă! Lasă-mă că vine vara oricum. Da, mă, a fost un moment... Aiurea, știi. Bă, îmi pare rău, dar chiar pe bune, nu am găsit păpuștea asta, ar fi trebuit să facem pe comandă păpuși personalizate. Lucru pe care n-am avut cum să-l facem în bugetul pe care avem. Asta zic, costa prea mult să faci păpuși personalizate, că la Barbie eu cred că se pot face, dar costă o gălăgie de bani, gen. Chiar cred că costă o gălăgie de bani. I-a dat-o peste nas. Ei bine, fraților, în concluzie, voi n-ați fost speriați de pădure, însă Diana se jură că a văzut două fantome, ne-a murit o cameră din motive inexplicabile, nu știm de ce, iar Erica intră la duel, însă să vedem cu cine și am onoarea, dragi prieteni, să dau start. Ia mult. Să vedem, hai să vedem. Ia să vedem ce votează Adrian. Deci pe cine votezi? Nu pe Adrian. Păi nu așa zis, mă, că... Mă rog, da, păi nu-l votez pe Adrian, ce zic? Am votat așa Cezara, pentru okay. Cartierul nostru. Da, nu mai zic nimic de proba asta. Sunt mor de supărare. Votează pe David. De ce să votez pe David? Votează pe David sau pe mine. Fără mișto, rămâne între noi. Okay. A votat-o. Să n-aibă parte de, nimic în viața asta la care zice Cezara. Bună seara, dragii mei. Iarăși o să vedeți 15 milioane de voturi pentru Cezara. Cel mai probabil astea sunt așteptările mele. Aici o aveți. Mă, dar urâte păpușile alea, urâte rău de tot. Să votez pe David. Da, eu știu că, scandalul vinde, da. Nu mă, votează pe Cezara, strică singura mea dacă eu, ascultă-mă. Votează pe... Hai mă, nu-mi da cu de-astea cu... Bine mă, votează pe Cezara, caca. Alina, crede-mă, mergi pe una. Bă, fetițul de tine e bine, că acum ce zice copiii, ia uite, e V-Line, te votează pe tine și tu ești victorioasă. Așa, dacă stăteai până emisiune, ce zicea aia, nu știa cum te cheamă copiii. Tu treceai până emisiune până în finală și zicea aia, cine o fi asta, de unde o fi? O fi din producție? Te aștept mesaj. Da, oricum, eu cred că toată emisiunea asta i-a adus un plus mare Cezarii, sincer. Adică eu chiar cred că toată nebunia asta care s-a creat împotriva ei, tot hate-ul ăsta, eu zic că a mers destul de bun, dar Adrian, cum vorbește el cu Vila și cu asta e bun. Am avut dreptate, Adiță. Bă, prost așa, țăran, ai avut dreptate. Bisus, Cezara. Dar ia să schimb Cezara, mă, să votați toți Cezara. Până și Scarlett să mă voteze, frate, nu mai supera. Dar tu de ce Scarlett? De ce te-ai gândit să o votezi? Să mor eu, să mor eu. Deci tu ne cine nu. Mamă, dar ce le dă și Iorga din spate, bă! Nu supăr, Scarlett. Le face, da, le bagă scandal între astea două, mamă. Am întrebat înainte. Păi, da, mă, da, aici începe distracția. Super. Oricum ies eu. Gen, oricât de prieteni suntem noi și așa, să mor eu, m-am săturat să fiu la duel. Păi, dar oricum votul meu nu schimbă nimic, gen. Dacă exact, dar de ce? Asta, eu aici înțeleg punctul de vedere al Cezarei. Deci, dar tocmai că votul tău nu schimbă absolut nimic, de ce să o votezi fix pe Cezara? De ce nu votezi cu oricine ai cineva? Ca să nu se întoarcă împotriva ta după. Ia uite cum bagă și el râca să iasă un pic... E să pună, să facă un pic de scandal. Unii zic că l-ar vota pe Drăcea, unii zic și de-aia nu înțeleg care ar fi toată chestia și de-aia întreb. Na, Scarlett, tu faci cum simți tu și așa, dar știi gen situația cu Vlad și cum s-a ajuns. Păi știu, că de-aia am zis să te și întreb înainte dacă te deranjează. Și apreciez chestia asta. L-am votat pe Adrian pentru că a ieșit penultimul și pentru că i-am zis de dinainte că-l votez, pentru că habar pe cine să votez. Bă, mie mi se pare că chestia asta este dusă un pic prea mult, gen. Din punctul meu de vedere, gen, mie mi se pare că ar fi trebuit cumva
să facă voturile astea altfel. Am rupt din greșeală. Uite, ăștia au rupt votul. Ok, pot să-l bag așa sau îl fac din nou? Leu. Bă, ce-i drept șocantă trădarea lui. Vra, neamțu! L-am scos de la close friends. Nu că l-ai scos de la close? Da, jur. Mamă, începe drama! Ok, deci Cezara l-a scos pe Vlad Neamțu de la close friends. Deci voi vă dați seama ce se întâmplă? Asta a fost totul pentru Vlad Neamțu. Băi, Cezara, de glumă nu știu deloc. Nu, chiar, eu am realizat o chestie despre mine. Eu nu sunt o persoană amuzantă, eu nu știu să... Nu cred, nu. O realizare bună pe seara asta la Buzz House. N-aș fi zis. N-ai nici. Hai să vedem voturile care sunt. Sunteți pregătiți să vedem cine intră în această seară a doi alături de Erica? Hai să vedem. Sunteți foarte, foarte pregătiți. Foarte fun. Și poate o să aibă de suferit. El pare cumva să zică că nu, dar cred că s-a supărat un pic. Costi ăla care e pe Caterinca, pe alea, dar când e vorba de fapt împlinit, nu știu cât la sută e sincer și e real. Drăgea e la ușă, Drăgea e așa, cu mâna pe clanță. Adrian i-a zis baftă. În Buzz House noi încercăm să imităm viața și viața e nedreaptă. Singura păpușă care semăna cu unul din concurență a întâmplat să fie la mine, dar să nu fie a mea. Nu mai spun nimic, mă cenzurează ăștia. Adrian e cam supărat după episodul ăsta. Asta a fost? Ok, deci asta a fost cu episodul de azi de Buzz House. Bă, sincer, cum vi se pare, gen? Cum vi se pare că a fost episodul ăsta de astăzi din Buzz House? Sincer, mă așteptam la mai mult un pic. Mă așteptam un pic să-i mai zăpăcească acolo în pădurea Hoia Baciu. Să bage niște oameni din aia cum sunt la... Cum se numește? La escape-urile alea în care vin oameni după tine, dau în tine, chestii de dau în tine, vin, te sperie și așa. Asta trebuia făcut, nu știu, așa o vedeam. Mi se pare un pic cam lame să-i pui să caute niște păpuși într-o zonă delimitată și așa mai departe, nu știu. Mi se pare ciudat. Când iese următorul episod din Buzz House Chat? Că noi până săptămâna viitoare, adică până sâmbătă suntem live într-una, până duminică, da, mâine, poi mâine, răspoi mâine suntem live, după o să facem doar marțea și joia și vreau să prind episodul din Buzz House. N-ai cum. Pe 15, 10, pe la 14. Ce 14? Bă, da, sincer, un episod ok. Vreau să văd și părerea voastră în secțiunea de comentarii. Sincer, nu pot să zic că m-a dat pe spate episodul ăsta din Buzz House. Adică aveam pretenții de un pic mai mult. Gen, mult mai mult. Aveam pretenții ca episodul ăsta chiar să fie ceva mai interesant, dar it is what it is, sincer. Asta e, nu? Da. Like, share, cum subscribe, toate alea. Lăsați-le acolo și lăsați-mi în comentarii cine credeți voi că câștigă Buzz House.